Peste 20.000 de turiști sunt așteptați la malul Mării în vacanța de 1 iunie și Rusalii. Proprietarii hotelurilor se laudă cu rezervări făcute din timp și cu pachete speciale, cazare și masaje de relaxare sau terapii dintre cele mai sofisticate. Prețurile pornesc de la 70 de lei pe noapte la Eforie Nord și pot ajunge până la 350 de lei pe noapte la Mamaia. Cinci zile libere sunt anul acesta la începutul lui iunie, când se sărbătoresc Ziua Copilului și Rusaliile. În plus, guvernul a decis că și 2 iunie e zi nelucrătoare, așa că litoralul va fi plin. E prima ocazie de câștig din 2023 pentru comercianții de la mare. E cerere foarte mare pentru perioada asta de Rusalii. Mă aștept ca gradul de ocupare să treacă undeva de 65-70%. Se deschid câteva zeci de hoteluri, iar regimul all-inclusiv e alegerea celor mai mulți turiști. Pentru cazare, prețurile pornesc de la 100 de lei pentru un cuplu. Trebuie adunate însă costurile pentru mâncare, șezlonguri, băuturi pe plajă și distracție. Așa ajungem la minim 1500 de lei pentru două persoane, 5 zile la Eforie Nord. La Mamaia se schimbă socoteala. Prețurile camerelor sunt ceva mai ridicate. Pentru mine, vacanța de Rusalii, în hotelul nostru, tarifele încep de la 350 de lei pe noapte, camera dublă, unde se pot caza doi adulți cu un copil până în 10 ani, dar beneficiază în același timp de șezlonguri pe plaja hotelului și de toate băuturile incluse pe parcursul întregii zile. Cât ne va costa un șezlong? Maxim 30 de lei. O bere la bici bar. Bere la bici bar, 7 lei. Deci prețurile nici nu s-au schimbat. Prețurile au rămas cum au fost anul trecut. De 1 iunie, copiii vor fi răsfățați pe mare la plimbări cu iahtul, șalupe sau corăbii de pirați. Pentru copii și pentru părinții însoțiți de copii, avem de la 30 de lei la 20 de lei, de la 15 lei la 10 lei copilași. Toată ziua. Delta Dunării e alternativa pentru cei care caută natura și liniștea, iar aici multe pensiuni sunt rezervate 100%. Pentru perioada de Rusalii avem tarifele undeva la 350 de lei camera, cu demipensiune. Aula demipensiune, două feluri de pește, două de carne. Dimineața la micul dejun este bufet suedez. În condițiile astea, deja miroase a vacanță, iar până la Rusalii mai e un pic. Dacă vremea rămâne așa și meteorologii ne garantează că va fi frumos, atunci va fi o mini-vacanță reușită. Pentru Prima TV, Viorel Matei.